chcę Was prosić, ja bym myślał, że się będzie kochanie na zielony 11. Asta, ta, mówię, że ja mówię, zile te grami, to byłem na moim domu cieńczym Roman. Și m-am gândit că i-ar face plăcere să le vadă și câteva din această romă ascuns pentru mulți dintre cei care trec prin capitala Imperiului Roman, să ducă să vadă Coloseul, să este absolut obligatoriu și mult mai îmbogățitor să călătorim însoțiți și să
noi ne nevoie să fie Roma. Cred că orice oraș poate fi un oraș unit. Cred că toate albumele, și nu sunt foarte multe publicate despre București, sunt de fapt fiecare un București inedit, pentru că de fapt fiecare vorbește despre București la autorul lui. Și sunt convinsă că pentru noi bucureștenii care încărcăm zilnic străzile lui, fiecare din aceste albume ne aduce ceva inedit. Și iarăși mai departe, că nu e nevoie să fie un loc, nu e nevoie să fie un oraș, e de aceea să fie ceva. De ce nu Muzeul Țăranului Român? Și mă gândeam și mă dau de mult de gândire, cât de interesant ar fi ca muzeul să scoată o serie de albumașe mici, nu de nivelul acestui album, albumașe mici, într-o serie care să se cheme Muzeul Țăranului Român inedit. Și în care fiecare volum să fie scris, alcătuit, fie de un specialist de la Muzeul Țăranului, fie de un vizitator, oricare dintre dumneavoastră, un vizitator scris. Și sunt convinsă că ar ieși o serie atât de surprinzătoare și că Muzeul Țăranului ar fi atâtea muzee ale Țăranului, atât de diferite de unul de altul, încât mă gândesc că chiar merită și m-am dat tot treabă de gândit. Chiar mai vreau să spun este că o să ne povestească Bănica cum e cu albumul ăsta, deci nu are rost să vă spun eu, chiar că și nu prea puțin. Dar sper că după ce o am auzit, și ne va plimba prin Roma ei inedită, sper că vom conștientiza fiecare lumea noastră inedită și cât de specială e lumea noastră a fiecare, iar cu condiția să o conștientizăm. Vă mulțumesc! Și aceasta a doua carte, tot de iubire pentru Roma,
De asta Tatăl iubirea mea este alta din motivă, iubirea s-a răcit tot mai mult, adică deși a fost atunci o dragoste la prima vedere, n-a fost o dragoste care se dispară atât de repede precum a apărut. Din motivă s-a răcit, am iubit-o mereu mai mult, dar am învățat un lucru, am învățat să nu mai arăt această dragoste, decât după ce citești de 4-5 ori o frază. Nu mai strig peste tot, de ce? Pentru că am lucrat aici și aici la muzeul țării. Am învățat că atunci când trăiești foarte puternic, nu-l arăți imediat, el se ascunde undeva, trebuie să-l cauți, să-l descoperi, să-l redescoperi. Asta am învățat din expoziția permanentă a muzeului și am învățat de la oamenii apropiați mie din muzeu, care, da, am știut să învăț. Și Ioana e unul dintre aceștia la care am învățat foarte. Al doilea lucru care apropie aceste cărți este acela că am două cărți, le numai suprafețe egale între text și fotografie. Dar la prima carte, cele 60 de fotografii erau complet anihilate de dragoste de care vă spun și care nu copleșa tot. De data asta am învățat să echilibrez lucrurile și chiar dacă îmi plac. Sunt uneori doar câteva fraze, uneori doar câteva cuvinte. Am încercat să aleg acele cuvinte care să însemne totul pentru mine legat de imaginea pe care o povestesc. Deci cea mai importantă amintire încerc să o scriu câteva cuvinte și după aceea să mă gândesc cum să fac acea cuvinte să însemne ceva și pentru dumneavoastră să vă spună ceva. Cartea, i-am spus mai medică și pentru faptul că un alt lucru pe care l-am învățat la muzeu este dragostea pentru fragment. Eu când am mers prima oară la Roma și după aceea am ultimele trei călătorilor care am făcut cu Ioana. Până și cu Ioana, am dus-o la Roma în entuziasmul meu extraordinar. Eu vedeam că Roma eternă pentru mine înseamnă Roma momentală, Roma gratuită. Să știți ce fac eu, cum făceam în prima zi când ajungeam la Roma? Lăsam bagajele în tramă, după care în aceeași zi eu trebuia să cuprind tot ce știam despre Roma. Deci alergam din nord în sud, din est în vest, să văd într-o singură zi tot. Asta se va Roma. Doamne! Dar acum am învățat că și fragmentul poate conține în el aceeași prețiozitate ca și întregul. Și acum am învățat să mă aplec asupra unor lucruri despre care, pe care le observam și nu atunci. Am timpul de-a mâine de pot pentru o carte. Și iată că a ieșit o carte, să vreau să vă imediat, care câștigă, cred, în urmare și pentru faptul că ea e tradusă în limba italiană. De este un dialog practic între cuvânt de astă dată, între cuvânt și imagine. Este cartea care încheie cineva, nu știu, prădăjde să vă voi mai putea face și alte expoziții în dialog. Dar deocamdată, pentru cele 5 ani de la capătul acestor expoziții în dialog, este un dialog al unui om, nici nu spun fotograf, să reacționăm puțin imagine, nici nu vreau să spun fotograf, un om care iubește Europa, deci dialogul meu, gândurilor mele cu imagine și un dialog multiplicat cu mașina pentru faptul că este tradusă. Vă veți întreba, probabil, odată ce am selectat aceste imagini și aveam două, trei rânduri la fiecare imagine, nu a fost foarte simplu de descris. Nu a fost simplu. Un an jumătate aproape și vă spun de ce. Eu folosesc aici 60 de imagini, dar de 10 ori atâta, care se află tot o romă inedită, dar am lăsat acasă, până drept. Dar am avut ce criteriu pentru care să le aleg pe astea și altele să rămână acasă. Am spus la un moment dat, trebuie să mă opresc cu astea care sunt. De ce? Pentru că doamna cu care eu am lucrat, e coordonatoarea, colega noastră, Oana Andoi, lucra în ultima perioadă a lucrat de acasă, era însărcinată, iar eu am înnebunit-o pur și simplu cu telefoane, cu dorințele, am făcut poze în sus, în jos, deci în momentul ăla trebuie să mă opresc. Nu, nu mai puteam să o obosesc și pe ea cu revenirile mele, deci m-am oprit. Plus că era destul de complicat cu orice modificare textul care a învățat și cele două lucrurile care de la Institutul Italian, Gabriela Petre și Marina Basani, le mulțumesc din suflet pentru promptitudinea pe care de fiecare dată au făcut aceste modificări. Acum îi mulțumesc încă o dată de ce oameni rători, le mulțumesc Gabrielei Petre și Marinei Basani, îi mulțumesc Oanei Popescu numai pentru ce am învățat de la ea în anii aceștia, dar vă mulțumesc și pentru faptul că a acceptat să scrie cuvântul înainte și să vorbească despre Roma Emilia. Și îi mulțumesc foarte mult domnului director Virgil Mițulescu pentru
continuu și foarte ferm pe care mi l-a dat la publicarea acestei cărți și la toate expozițiile de dialog pe care am făcut în 2013. Și acum, să și exemplificăm puțin ceea ce am spus. Iată, oferta acestei cărți, probabil că nu aș fi ales-o niciodată dacă nu lucram în Zălța de Rău. Deci eu, asta este un detaliu pe Via de Forii Imperialii, pentru cei care nu cunosc Roma, asta mai departe, pentru cei care nu cunosc Roma și pentru cei care cunosc, am întind că Via de Forii Imperialii este această apelă mânată pietonală, ultima pătă de perspectivă este Coloseul, celălalt este Piața Veneția. Iar de-a dreapta și de-a stânga acestea este Forul Roma, iar pe partea cealaltă Forul Traian de Augustul lui Cezar. Deci eu sigur, dacă mă puteam să fac o opertă, eu aveam o imagine grandioasă cu Coloseul, cu Forul. Eu nu alegeam această imagine și asta nu alegeam, nu alege nimeni la prima, la a doua, la a treia călătorie. Trebuie să vin de multe ori și să lucrez la Muzeul Țara de Român, să alegi imaginea asta. Asta este o clădire oarecare, dar care iată are această spărtură, să vezi spărtura aceea, să vezi casa de dincolo, să vezi vegetația nemaipomenită, de la flori, de la arbuși, până la chiparoși care cresc pe terasele caselor romane, să vezi tencuiala roasă, să vezi culorile predominante și caracteristice ale Romei, să vezi chiar și lampadarele pe care la Roma e mai bine să le vezi ziua. Roma, dacă cine a fost la Roma, să urmăriți lucrul acesta. Roma nu veți găsi acele ilustrate, dar vezi Roma noaptea. Roma nu are nevoie, oare Parisul sau alte orașe să fie, ea nu are nevoie. De multe ori surprinzi niște imagini extraordinare în serată, la vârf. Nu vei vedea neapărat Roma noaptea. Deci am ales fotografia, cum spunea Ioana, când a văzut-o, s-a uitat la ea, de părtoam puțin și a zis, Odica, aici fotografia asta are tot ce are Roma și așa este. Mergem mai departe, frumos. Iată, așa, fotografiile din carte sunt aleatoare arășate, deci nu am avut pur și simplu, acolo și-au găsit locul. Două din ele, am zis eu, de vreme neapărat să fie prima și ultima din carte. Așa asta e prima, Gala Termini. Ei, Gala Termini este un loc absolut extraordinar. Construcția nu spune mai mult, dar și de ce e de mai mult. Am ajuns la Roma pe diverse căi. O să ajung, sigur, de cele mai multe ori pe calea aerului și e minunat și acolo, fiind și așa, pentru că atunci când venim pe calea aerului și la Fiumicino, deja câteva minute bune înainte, ai în partea dreaptă, mare și e foarte bine. E foarte bine și când vii cu autocarul, de exemplu, pe oriunde ai intrat, stai la vezi interminabile, să intri în Roma, dar e plăcut că ai primit o parte și de alta a șosele, dar de la termenii ce are special. Eu aveam fotografii mai bune decât asta, apropo de ce greu mi-a fost să aleg de fotografii. Dar asta are un rând de linie, are o profunzime, o perspectivă. Ce se întâmplă aici, după ce te-ai dat jos din trei și ai trecut prin spațiu, că ești imediat în buza pieței de aici, după centru, ești imediat lângă biserica superbă, proiectată de Domnul Michelangelo, Sfânta Maria de Angeli de Misterii. Ești imediat lângă templele de Diocletian și mai ales la doi pași de Via Cavour, pe care în 5 minute ai coborât-o și ai ajuns la urmă de traiară, la Focul Reform și la Coloseu. Asta e Gala Termini. Deci intru la ea, practic, această primă imagine în Roma. Deci, în puțin, o dată nu mai departe. Ei, de cele mai multe ori am vorbit la Roma, la Academia de România din Roma, care este situată în partea de nord a Romei și este foarte aproape de grădina Pinii, toată lumea îi fotografiază. Și eu am avut fotografii nenumărate cu pinii. Aveam, spre exemplu, de foarte multe ori am fotografiat trupul pinilor, care, văzuți de aproape, sunt o adevărată harpă. Sunt niște imagini extraordinare, dar totuși am notat pe tot asta. Care stau culcată pe spate la rădăcina lor, grădina borgheză, și le fotografiez mereu coroana asta pe care nu te mai stau. Coroana asta popățată undeva, parcă ar concura, spun eu, cu cer. Ei, totul casă în Vila Borghese, ideea de a introduce această fotografie în carte mi-a venit gândindu-mă la expoziția din 2009 de la muzeu, când am văzut o expoziție
Și în perioada când am stat acolo, am pictat multe imagini acolo și am descoperit cu ocazia acelei expoziții casa pictată de Ana Țigara la Berza, în tocmai precum ea este și astăzi. Deci nu venea să vede numai coloritul, doar și rupturile acelea de lucrurile și virgardele astea, ciochimii de grișină, totul era așa. Și atunci și scriu o carte de acest lucru care m-a impresionat fantastic de după atâția ani, tot cu o continuitate și asta. Mergem, Oana. Ei, pe malul Tigrului, pe dealul Tigrului, cum spun italienii, nu pot de vreme. Eu am preferat aproape totdeauna malul stâng. De ce? Pentru că este mai plin de platane decât celălalt. Platane și asumele femeniți, au unor culori așa de argint, trupurile lor. Și un lucru interesant pe care l-am aflat la un moment dat, mă plimbam așa, spre deosebire de regioana, mi-e place foarte mult să merg singur. Probabil în altă parte, nu, deși și în altă parte, dar la Roma, mie nu sunt suficientă și împărtășesc cu mine, însă îmi place foarte tare. Deci mă plimbam așa și la un moment dat am întrebat de ce platanii aceștia au coroanele toate căzute spre Tigru, iar de partea cealaltă, deci sunt toate covoiate și mi s-a spus că au căpătat această inclinație și practic se creează o arcadă continuă cauza că pe partea stângă trebuie circulație, trebuie mașini și ca să nu curge circulația, ei sunt tăiați, așa că toată coroana lor cade pe partea cealaltă. Și de ce am fotografiat acest... Eu zic că fotografia asta era Roma subterană. Pentru că eu mi-am impuit că mult timp nu o să dureze asfaltul, nu va rămâne așa, pentru că sigur pot apărea accidente, deci nu. Și într-adevăr, acum ea studia acoperit totul. Dar aici, în Roma subterană, legăturile extraordinare pe care le văd această uniune, comuniune între natură, piatră, oraș și noi cei care trecem. Insula Tiberina, o alegeam mereu, stăteam mereu aici la parapetul acesta, privind spre campanila de secolul XII a Bisericii Sfântului Bartolomeu, privind încorporările Tigrului, unde aici devin mai jucăușe, Tigrul e foarte mort, dar aici la Insula Tiberina, iată, pornici la scară, unde Tigrul își mai scumpă culoare, dar ce mă impresionează mult este relația omului cu piatra. Aici, iată, sunt arcadele podului Cestiu, care e unul dintre cele mai vechi, de partea cealaltă este Fabricio și el dintre cele mai romantice al Romei. Iată, lumea care stă și am stat și eu așa, întinsă la soare, acolo pe piatra, spune ce arde. Deci aici ia legătura omului cu piatra, mergem. O altă fântână am descoperit mai mult de mult, acum câțiva ani, aproape de piața Barberini. Lumea se duce în piața Barberini la Roma pentru fântâna Tritonului. Toată lumea știe sau a citit sau a văzut. Această fântâniță, fântâna de la Apia, vine, e cumva adăpostită și cumva într-un colț al străzii Veneto, o stradă de altfel foarte populară și foarte selectă a Romei, dar asta nu o vezi neapărat. Eu m-am așezat aici, îmi place detaliul acesta și culoarea apei, îmi place, dar mai era ceva despre care spun aici. Ea, în spatele ei, și asta va afla de curând, se află una din, de fapt, ultima lucrare a arhitectului Gino Popede. Și o să fie o imagine cu cartierul Gino Popede și chiar mă bucur dacă veți avea curiozitatea să mai știți despre Gino Popede și despre cartierul Popede, care înseamnă o altfel de Roma decât cea obișnuită. Mergem mai departe. Și acum dau câteva imagini din cele care sunt în carte, nu vreau să spunem să fie prea multe. Asta este piața la Spanii, despre care eu spun că se întâmplă tot felul de lucruri, dar păstrându se știu să se păstreze măsura. Locul unde se leagă prieteni și iubiri, unde toată lumea povestește, toată lumea râde, toată lumea se simte bine pe stâng, pe pietrele tocite de atâția pași. Și bineînțeles, aici în zanele sunt totul, mai ales primăvara. Apropo de ce vă spuneam, dacă nu moșteam pe Ioana, dacă nu intram la muzeu, repet asta, eu puneam această imagine admirabilă cu fântâna Broaștelor Rosestoase din piața Matei, îmi place foarte mult, ne putem apropia cu privirea și vedem și un detaliu, dar n-aș fi pus-o pe cea care urmează și care e în
Și atunci, pe cealaltă de dinainte, am pus-o într-un pătrățel mic de 2x2, ca să-mi satisfac și bucuria că totuși mai fac și imaginea în satul, dar asta spune tot. Asta este una din imaginele pe care eu le vezi foarte mult. Nu numai gestul mâinii și tot ce văd aici și culorile din spatele acasă, mergem cu mama. Iată de ce vă spune. Roma la mur, mai frumoasă decât Roma noaptea. Eu am urmat mult și noaptea la Roma, nu e ca la Paris, deci Roma e grea, e puternică, e adâncă, nu trebuie neapărat să fie luptată, dar iată la mur, asta mi-a plăcut foarte tare pentru câmpul de grauri, care începând din noiembrie până în februarie, plină Roma de grauri. Romanii sunt speriați de apariția mea, pentru că ei lasă și urme destul de multe urme de murdărie, să zic așa, care mai ales pe capotele mașinilor și chiar în drumul Tevere e mare pericol, când sunt grauri, nu fac pericol să alunești, dar iată aici, deasupra cuporii, Sfântul Petru, Sfântul Petru, și au niște lucruri extraordinare grauri aceștia. Deci nu i-am văzut decât la urmă, au niște un zbor extraordinar, imprevizibil, schimbă direcția, știu să se coordoneze, să păstreze distanță, mă gândeam, mai sunt cum stau așa de aproape și totuși mi se șopre, sunt extraordinar. Aici, la Cuiona, le plimbam prin Coloseu, făcusem tot ce se putea face în poze cu Coloseu, pe orizontală, de departe, de pe via de Forii Imperiali, dar pe Trânării Caracala, ziceam, gata, eu am acuizat, nu mai duce, făcusem cu Marea Macedonă și stând mai dau așa, eu am spus, eu am dat tu ai observat prin arcade cercul, lor extraordinar și, într-adevăr, iată acolo, nou și vechi, ca să reprezent cât de frumos din coate colorate și așa mai departe și ce coabitare excepțională între aici iară nu și mai, că pun întrebarea unde într-o altă parte mai bine decât la Roma, poți la un blog, fiu o carte, un simpozion, tra clasică e modernă, între clasic și modern. Și iată aici, în spate, e biserica lui Romini, San Carlino, cum le place italienilor să spună, San Carlo are 4 fontane și acest scuter actual prezent la fiecare pas la Roma și am surprins imaginea într-o liniște desăvârșită pe această stradă a celor 4 fontane. Iată, din nou, nou și vechi, undeva pe piața de universitate, iar luna noiembrie și iată, în stânga, într-adevăr, e o sfârșit de toamnă, în dreapta aceleași imagini, e primăvară, vară, totul pare reîntors cumva la viață, la ce mai departe. Asta este o poveste frumoasă. Și aici, la Biserica Santa Minerva, în Piața Minerva, aveam o amintire frumoasă cu locul acesta, Piața cu Elefant, unde scriitorul Aida Polski stătuse în prima lui călătorie la Roma și povestea de Minerva, că îi plăcea foarte tare la hotelul Minerva, locuia, îi plăcea să uită în fiecare dimineață la Elefantul, absolut extraordinar, deasupra căruia o vedea și cu bola patrului. E bine, eu aici, la biserica asta, m-am oprit mereu la această rozasă miraculoasă, spun eu, și pe care am descoperit că intrând în biserică se caută un Crist al lui Michelangelo și mormântul lui Fra Angelico. Și mergând eu așa, eram singură, era la ora vieții, aproape de închiderea bisericii și m-am dus până spre altar unde era acest Crist al lui Michelangelo și m-am uitat la el, când să plec, dintr-o dată mi s-a tăiat răsuflarea. Când m-am întors, iar după amiază, plafonul, vreau să vă spun că de când am intrat, plafonul este un albastru stelat, un albastru glămarin, stele galbene. Tot timpul când am mers spre altar, am avut plafon în față și mult când m-am întors, albastru acesta al plafonului s-a răsfrânt cu totul în rozas, care era luminată și de soare la apus. A fost ceva ce n-am uitat niciodată și mi-a ieșit, sigur, imaginea pe care eu am văzut era mult mai bună decât ce am putut să fotografiez, dar asta e ceva de mai lucru, mai departe. Aici este Piața Navona Mortale, o poveste fazărie pe care am aflat-o la prima mea călătorie de la Nitru pe care am avut și care seamnă așa. E așa e tradusă. Fântâna cel de jos la fel de jos este unul din una din statuile din cele 4 fântâni. Deci piața aceasta Navona, în mijloc are această fântână la cele 4 fluvii. Și unul din una din statui, execuția la lucrării, aparținut lui Bernini. Deci, fântâna celor 4
lucru este al Domnului. Biserica de alături sau Parnăzi este al Domnului. Și să știe foarte bine de râdul aceasta dintre cei doi și concurența dintre ei. Și atunci legenda spune așa, că această Dunăre a Pecești sau Biograma de la Pecești ține mâna ridicată în sus, cumva să se ferească de iminenta surpare a bisericii. Iar Sfânta Arneză, vedeți acolo, ține mâna pe inimă și îi spune acest lucru nu se va întâmpla, fiți liniștiți cum se va întâmpla. Deci asta am ținut o mână și iată am încercat să o mine. Aici este una dintre cele șase statui de statui parlante, statuile vorbitoare de oameni. Nu este cea mai cunoscută, cea mai cunoscută și inactivă este Irma Scuino. Statuile acestea vorbitoare încă din secolul al XVI-lea se practica la Roma acest anonimat al unor scrisori care se așează la baza acestor statui vorbitoare și care sunt diverse satire la adresa guvernaților. Toate sunt anonime și ele se puneau moartea și puteau fi citite de cetățeni ziua. Pascuino este în actoare la văzut de repetate rânduri cu diverse lucruri scrise acolo la adresa celor care dar acest Strahamal, la numit formetoare, fiindcă era și foarte aproape de locul de mutat, la plus de locul de petrecea mea mai des. Și are o nostalgie aparte, deci de aceea l-am ales între celelalte. Nu mai sunt multe. Aici, atâta pot să spun, cred că la o imagine de felul acesta, a rostit Goethe îndrăgostit de Roma în elegiile sale romane. Cred că acolo, în primele rânduri, unde spune pietre, dați-mi un semn. Eu cred că așa ceva a văzut. Asta este o casă pe care o vezi foarte mult, o casă părăsită pe malul Tiberului și despre care eu am spus așa, că platanii, am zis eu, prin pările mele, că platanii împrumută din gloria schimbătoare a Tiberului. Adică și ei transmit la rândul lor platanii faptul că odată sunt verzi, odată sunt maroni, sunt tot transmit și ei Tiberului. Dar nu ne-am imaginat că toată această corespondență între Tiberul și platani se poate transmite, iată, și în casa lor de pe malul. Deci trebuia la cumva capătul și ne intră în joc cu această cultură. Via de la Coace, am ales o asemenea inscripție în marbră, e plină romane acestea, dar asta am ales-o tot la poalele ei, nu beau cafeaua de multe ori. La poalele ei mergeam îndreptat pe aceeași stradă de Via de la Coace, spre una din biserițele superbe ale Romei, Sancta Maria de la pe care nu o găsești deschisă oricând, deși are program și trebuie să fie acolo dimineața, dar nu o găsești mai deschisă. Acolo unde am mergem pentru sibilele lui Rafael, sunt niște lucrări de început ale pictorului și dacă nu le vezi și nu mai ai timp să revii, atunci am învățat și eu o șmecherie pe care o spun și acum, merge alături la chioscul lui Bramante, care e cumva zid, gard în gard, să zic așa, intri în chioscul lui Bramante la etajul 1. Acolo este o cafeterie, este o librărie și în librărie te duci frumos, este un mic geam care comunică exact cu fereastra prin care poți să vezi tot mai sibilă. Așa că asta am învățat și o să fac și eu. Iată cum o șantier la Roma, iată ce minunat, că una din cele mai elegante străzi Via Giulia, iată ce am văzut de multe ori aici șantieră și puse alte imagini cu momente de vizitat, chiar cu expoziții la zi, dar asta mi s-a părut foarte bine că am ales și că m-am numerit acolo. Despre, a fost o vreme când mergeam la Roma zilele și nu căutăm de mozaicuri și scriu aici că mozaicuri găsești la Roma de la Santa Maria Maggiore, de la San Crisolino, la Santa Maria Cosmetin, la Santa Maria de Araceli, dar nicăieri nu vezi aceste coloane torsadate, policrome, mai minunate decât la San Giovanni Lateranu și San Paolo Fiorentino. Tempietul lui Bramante, eu am uitat să spun, dar sigur văzând tempietul mi-am readus în amintire și bine că nu uit lucrul ăsta, asta nu uit niciodată, dar nu am găsit momentul când să-l spun, iată acum îl spun eu, lecția aceasta a mamei, am învățat-o primul om de la care am învățat-o
doar de câte ori vei veni la Roma, ai patru lucruri pe care să le vezi neapărat. Unul este templul lui Bramante din Gianicolo, de sus de pe colina Gianicolo, și care este cea mai frumoasă lecție de renaștere la Roma. Templul lui Bramante, sarcofagul celor doi soți de la Muzeul Etrusc, care era gardă-gard banale din România. Să vezi mormintele lui Ghiț și Alișeni de la cimitirul protestant și să vezi Biserica San Clemente, care este singurul exemplu la Roma de biserică suprapus. Sunt trei straturi de istorie suprapuse, secolul 1, secolul 4 și secolul 12. Mergem în departe. În Trastevere, locul unde Ioana mi-a spus câteva zile de la prima mărătorie a lui Ioan, pe 10, și mi-a spus la sfârșit aici aș putea trăi. Trastevere, locul cel mai minunat și care e cel mai specific roman, spun ei, și l-am așezat aici acest vicolo, acest intrân, unde eu an de an veneam ca să văd la numărul 3, cel de pe stânga, dacă sunt chiar în jurul Falantis. Și au venit mulți ani și eu fără că n-am lipsit niciodată. Și sigur, erau altele și asortate la Gloria Toamne sau ale primului. Iarăși, loc și vechi, undeva la Furinale. Iată ce bine, ce bine, ce firesc și ce natural că există totul aici. Ne apropiem mai sunt de imagini și ne apropiem. Când urci coloana, când urci treptele grandioase, triumfale spre piața Capitoliului, cele mai bune imagini sunt cele de la poalele de jos, de la poalele scărilor, așa fel încât prins, cum îmi place mie, grandios pe Castor și pe Pollux, în spate, Palatul Senatorial, dacă poți și de o parte și de altă ceva de muzeele Capitoline, imaginea după mine era perfectă. Iată că acum am oprit când am mai face o asemenea imagine și am mutat scările la Santa Maria în Granacelii și m-am apropiat cât am putut de mult și nu pare rău că aici, iar detaliile acestea eu nu le văzusem până atunci. Deci nu, realmente, e o fotografie care cred că spune mult și eu încă mă gândesc la ea ce mai descoperă. Da. Cartierul Copede, de care v-am spus, intrarea în cartierul Copede, o lume fermecată și fermecătoare, o altfel de Roma, fier forjat, ornamente, lucruri care n-au nimic cu Roma, poate că sunt elemente preluate și din ceea ce înseamnă arhitectura romană, căci piatra cum e cea din stânga, vezi probabil de la Roma, fântâni misterioase, locuri misterioase, nu vezi de multe ori pe mine și din casă. Asta e un loc pe care chiar vreau să țineți minte și dacă reușiți, dar pierdem Copede. Și aceasta ultima care v-am spus trebuia să încheie și care avea locul stabilit să fie ultima, pentru un călător la Roma, care vine deja a doua, a treia, a patra oară, el trebuie să ajungă și să facă Marea Valastră, să facă Marea Treniană. Dacă acest călător se oprește cu două stații înainte și vizitează și Ostia Antica, situl arheologic, atunci cu atât mai meritoriu este. Dar eu m-am oprit și acolo, am urmat și sfatul acesta mai acadent de a vedea și foarte interesant Ostia Antica, dar de cele mai multe ori m-am dus în suplentarea asta la Ostia. Încă o dată vă mulțumesc mult de tot că ați venit și ați venit.